Premiul de Super Bingo, hai să-l dăm Popescu pentru partid, da, Violet. Ce puțin mai avem până la aflarea norocosului câștigător. Așa ziceam și noi, ce puțin. Din acel moment, emoțiile începuseră să crească pentru toți jucătorii Super Bingo Metropolis. Numărul de top câștigător la partida Violet este 15.720, carton numărul 970, seria 324. În momentul ăsta am făcut bucuros un nou jucător la Super Bingo Metropolis. Premiul de Super Bingo Metropolis în valoare de 2 miliarde de lei a ajuns pe 21 noiembrie 2010 în Comuna Vișan, județul Brăila. În acel moment, v-am zis, eram în spital. În acel moment mi-am făcut toate analizele și mă pregăteam de acum să fiu externat. Și am primit un telefon de la Fimiu. Ce faci, mă? Bine. Ți-ai făcut ultimele analize? Da, și? Bine, și pământ ficat, toate organele sunt perfecte. Bă, dar cu inima cum stai? Stau bine, mă. Bă, ești tare? Da, mă, hai, zic, o bombă. Zi, mă. Bă, mă, țica a câștigat la bingo 2 miliarde azi noapte. Mi-a venit ca o mănușă. Dacă nu câștigam la bingo, eram un om terminat. Premiul de Super Bingo Metropolis i-a dat dreptul domnului Martinescu să viseze. Păi am vreo 15 hectare de pământ și aveam mare nevoie să iau credite de la stat, să intru în posesia banilor pentru a-mi cumpăra utilaje, că îmi sunt indispensabile. Dacă n-am reușit să iau de la stat, a dat Dumnezeu norocul ăsta peste capul meu și m-a scăpat de sărăcie. Jucând la Super Bingo Metropolis, domnul Martinescu a reușit să scape de grija zilei de mâine. Și-a achitat toate datoriile, și-a ajutat financiar copii și, mai presus de toate, și-a deschis o afacere. Și-a achiziționat câteva utilaje agricole, două mașini, o seră, 10 de animale și câteva hectare de pământ. Astfel transformându-se într-unul dintre cei mai respectați oameni ai comunei. Am cumpărat vaci, intenționez să mai cumpăr, să fac un grajd, să mă extind pentru că mi-am mai cumpărat un loc de casă și tot așa. Aveam datorii pe bănci, le-am achitat și pe alea. Ne-au rămas bani. Și tot așa, bucuroși, rău de tot. N-am ce să zic, domnule, bucuria lui Dumnezeu a dat peste noi. Un om simplu, un om muncitor și, mai presus de toate, un om care a avut încredere în acest joc. Super Bingo Metropolis i-a îndeplinit astfel cel mai îndrăzneț vis al său. Acela de a privi viitorul cu zâmbetul pe buze. Îi scot răsadul, îl produc în solar. Răsadul înseamnă răsad de ardei, de roșii, dar mai mult ardei. Îl scot din solar și îl duc în câmp. Este o mică afacere. În urma banilor de la bingo, ne-au picat ca o mănușă. Criza e mare, oricum, trebuia să ne mișcăm. A mai venit și bingo în ajutorul nostru, cum spuneam. Este foarte, foarte bine. Ne bucurăm pentru chestia asta și continuăm să jucăm în continuare. Mulți au venit și m-au întrebat, bă, bune, mă, nu minți, nu minți, m-am luat banii, mă, ce dracu. Vreau să cred. M-au sunat și după în Spania, finii mei, toți, s-au auzit așa ca o bombă. Sănătate, să stăpânești sănătos, să cheltui sănătos și tot așa, bucurie mare. Mi-a schimbat viața, efectiv. M-a scăpat de sărăcii, într-un cuvânt. Adică n-am fost eu săracul pește așa, dar vreau să spun că a fost bine. M-am bucurat enorm.